Limba engleză. Avem Pârnu Tatiana, urmează Enache Carmen, Raicu Alina, Ionițoiu Carmen și Popa Consuela. Pârnu Tatiana. Spuneți. Gheorghe Chițu, 18 ore și lăsați în urmă titulară? Daniți. Catedra întreagă. Ședințele publice au avut loc la liceele Charlogier și Marin Sorescu. S-a urmărit soluționarea cererilor de completare a normei didactice și de detașare în interesul învățământului. Tot astăzi au fost repartizați pe posturi dascălii titulari prin detașare la cerere, care au obținut cel puțin media 5. De asemenea, catedre au primit și cadrele didactice titulare prin detașare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor. De când ați încercat să vă titularizați și ce profesor, ce predați? Educatoare și sunt suplinitoare pe învățător de 2 ani. Unde? M-am titularizat anul trecut la București, m-am transferat în primăvară și acum aștept-o la fel, detașări. Ai predat în perioada asta unde? Sau cetate. La cetate. Cetate. Vreți tot acolo? Da. Asta este al treilea an când dau titularizarea. Unde ați predat? Am predat la Grădința Sfânta Lucia. Și aștept să văd ce posturi apar. Mâine aș putea să iau în ședința de suplinire un post, dar am venit și astăzi să văd ce posturi sunt și cum sunt. Am luat 9.51 la titularizare și mă chinui cam de 3 ani, dar sper să reușesc până la 1. Și nu reușiți să faceți un post? Nu. Credeți deci că veți prinde tot în Craiova anul ăsta? Pe suplinire, da. Și în Craiova, dar titularizare nu. Cred că nici dacă o să iau 10 fix nu o să pot să... Au fost foarte puțină sau ce s-a întâmplat? Că pe educatoare și învățători au fost câte titulare. Doar 2 pe educatoare. Mâine va avea loc ședință publică pentru rezolvarea cererilor de repartizare a candidaților cu media de minimum 5 la concursul de titularizare, sesiunea 2015, care au susținut atât proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, cât și examenul scris.